Viața marină din apele de coastă ale Regatului Unit este în pericol. Cercetătorii sunt îngrijorați de starea apei și de sănătatea viețuitoarelor. Testele arată niveluri ridicate de substanțe toxice. We found cocaine in our marine organisms, we found MDMA, we found methamphetamine, and these are in crabs, in oysters, in seaweeds, in worms that live in the sediment. Un prim efect ar putea fi schimbarea comportamentului faunei acvatice, la fel cum se întâmplă și în cazul oamenilor. Cercetătorii avertizează că distrugerea florei și faunei marine va avea urmări în multe domenii, cum ar fi, de exemplu, agricultura. It is a so scary prospect and maybe not so scary for people of my generation, but actually kids much more vulnerable to this thing. They're a lot longer to live with this thing, these things going on around them. And even inside them. Cercetările au început după ce s-a descoperit că oamenii care notau în zonă, marinari și windsurferi, au început să se îmbolnăvească aparent fără o cauză evidentă.